Numele meu este Daniel Talpă și anul trecut, cam pe vremea asta, eram pe o masă de operație la Institutul Regional de Oncologie din Iași. Era o nouă operație dintr-un șir mai lung și de data asta doar cu anestezie locală. Și pe lângă anestezicul local, medicii mi-au administrat și un medicament intravenos. M-am interesat după aceea și am aflat că numele medicamentului era Propofol. Știți ce efecte au 20 de mililitri de propofol 1% asupra unui adult de 80 de kilograme? Îl relaxează, îi dau o stare de totală dezinhibare. Sau îl fac să vadă viața în roz, cum frumos mi-a spus medicul. Nu era prima oară când eram într-o sală de operație. De fapt, cred că era a 6-a sau a 7-a oară. Dar ceva era cu totul și cu totul nou în jurul meu. Era vorba chiar de sala de operație în care mă găseam. Era ceva de domeniu științifico-fantastic pentru mine, nu văzusem așa ceva decât în filme. Era o sală de operații la nivelul oricărei săli de operație dintr-un spital din vest. Așa cum mă știu, n-aș fi intrat niciodată în discuții relaxate cu medicul care mă opera și care m-a operat dintotdeauna și pentru care am un respect fantastic. Dar se pare că propofolul își făcuse deja efectul, așa că i-am spus imediat medicului ideea care mi-a trecut atunci prin cap. I-am spus, domnule doctor, cum ar fi să afle mai multă lume despre spitalul ăsta nou, despre cât de bine arată saloanele, despre cât de bine arată culoarele, despre sala asta de operație, care efectiv mă face să uit de vechea sală de la fostul spital de urgențe Sfântul Ioan acolo, unde după o operație de 7 ore sub anestezie generală am fost efectiv cărat de 2 brancardieri pe o targă de la etajul 1 la parter pe scări. Eu fac outdoor advertising și fac asta de foarte mult timp și singurul gând pe care l-am avut atunci a fost să ofer domnilor de la IRO câteva spații de expunere, câteva panouri pe care dumnealor să promoveze ceva, habar n-aveam ce. Ulterior am început să colaborăm cu o agenție de publicitate și atunci orizontul nostru s-a lărgit foarte mult. Aveam o echipă la dispoziție, aveam un designer care putea să ne ajute cu vizualurile, aveam mai ales un strateg, un creier. O aveam pe Maria, care la scurt timp avea să inventeze campania de responsabilitate socială Punem Iașul în Valoare, o campanie prin care noi ne propuneam să promovăm valori, să promovăm performanțe ale unor ieșeni, performanțe prea puțin cunoscute sau cunoscute chiar deloc. Prima campanie pe care am făcut-o a fost în decembrie anul trecut și a avut în prim plan un cuplu de tineri dansatori de 10 și 11 ani, cuplu care a ocupat primul loc la cel mai prestigios concurs de dans sportiv din lume. Era foarte clar pentru noi că a doua campanie, Punem Iașul în Valoare, avea să fie cu și despre IRO. Rămânea să găsim răspunsul la întrebarea ce promovăm, care este ideea noastră strategică. Și am plecat pentru asta de la niște date statistice. Am aflat că din 20 de milioane de locuitori cât are România, sunt înregistrați aproape 450.000 de bolnavi de cancer. Este un procent mare și, din păcate, este un procent în creștere. Mai trist este că dintre aceștia anual mor peste 50.000 de oameni. Și deja nu mai vorbim de un procent mic, ci foarte mare. Și lucrul ăsta se întâmplă pentru că oamenii ajung la medic prea târziu, pentru că oamenii ajung la medic cu cancer în stadiu terminal când nu se mai poate face nimic. La fel de trist este că peste 80.000 de oameni sunt diagnosticați anual cu această gravă maladie. Aveam datele statistice. Din discuțiile cu domnii de la IRO am aflat despre programele dumnealor de screening. Am aflat că se desfășoară în cadrul Institutului 4 programe de screening pentru cele mai răspândite tipuri de cancer. Cancer mamar, cancer de col uterin, cancer de colon și de prostată. Așa că de acum încolo a fost doar puțină matematică. Noi trebuia să creștem numărul de oameni diagnosticați ca să scădem rata decesului. Și nu e nimic anormal în calculul ăsta, pentru că în maladiile oncologice, cu cât sunt descoperite mai devreme bolile, cu atât șansele de supraviețuire ale bolnavilor cresc. Așadar, aceasta a fost ideea noastră strategică. Noi aveam să facem o campanie de responsabilitate socială despre prevenție, despre programele de screening desfășurate la Institutul Regional de Oncologie. Pasul următor a fost
Cum promovăm? Care este mesajul nostru esențial pe care vrem să-l transmitem publicului? Și pentru asta am făcut un studiu. Am vrut mai întâi să aflăm cum se fac campaniile de responsabilitate socială în străinătate. Am găsit mesaje directe, mesaje dure, mesaje foarte puternice, vedete care povestesc despre cum am pierdut un prieten, imagini și vizualuri foarte dure cu mame care hrănesc un copil care nu mai există sau cu oameni care se luptă cu cancerul, care se iau de gât cu cancerul, femei cu operații de mastectomie care își arată acea parte a corpului prezentând-o ca pe partea lor bună, my good side. De asemenea, am văzut campanii de prevenție și noi avea să facem o campanie de prevenție. Vă invit în continuare să urmărim un filmuleț despre un proiect special desfășurat în Suedia de o agenție de publicitate. Un proiect special la metrou. E vorba de o agenție care a preluat un clip de la un produs comercial, e vorba de un șampon, și l-a completat. A făcut din asta un clip pentru o campanie de strângere de fonduri pentru o fundație care luptă împotriva cancerului la copii. Așadar, acestea sunt mesajele esențiale transmise prin campaniile de responsabilitate socială din străinătate. Sunt mesaje foarte dure, foarte puternice, sunt mesaje agresive și sunt mesaje potrivite cu cultura oamenilor de acolo. Oameni care sunt crescuți în spiritul prevenției, oameni cărora nu le e frică să meargă la medic, oameni pentru care un control anual sau bianual este un lucru absolut normal. La noi nu se întâmplă chiar la fel, în afară de... Sunt și campanii de strângere de fonduri care, într-adevăr, folosesc și imagini dure, dar majoritatea campaniilor au un numitor comun. Și vorbim aici de vizualuri foarte calde, de paletă de culori caldă, de imagini cu oameni fericiți, de cupluri fericite care au copii. Mai apare un bunic, o bunică, totul degajă optimism. Nu se transmit foarte multe lucruri, imaginile nu trag un semnal. Și așa am pornit la construirea propriului nostru mesaj esențial. Iar noi am hotărât să alegem calea de mijloc. Nu putem să fim nici foarte duri, așa cum sunt agențiile din străinătate, dar nu putem nici să nu transmitem un semnal. Am plecat de la mesajul nostru esențial, de la o imagine. E vorba de o femeie care își acoperă ochii. O femeie care alege să nu vadă. Este o imagine destul de neutră, în absența unui text, unui slogan alături, nu transmite foarte mult. Și am continuat cu un semnal de alarmă, deschide ochii și tu poți avea cancer. Poate cineva din familia ta a avut cancer, poate vecinul pe lângă care ai trecut zi de zi și despre care credeai că e în regulă, tocmai a aflat că are cancer. Apoi am continuat cu o încurajare, cu o speranță. Cancerul poate fi vindecat. Nu este nicio problemă dacă o să mergi la medic și o să descoperi că ai cancer. Pentru că la IRO, cancerul poate fi vindecat. Acesta a fost mesajul esențial pe care noi avea să-l transmitem prin campania noastră de responsabilitate socială, Punem Iașul în valoare, campanie care avea să se desfășoare pe două fronturi. Era vorba mai întâi de susținerea unei cauze, cauza fiind reprezentată de programele de screening de la Institutul Regional de Oncologie, iar a doua cauză, al doilea pilon era reprezentat de partea de marketing social, partea de marketing social prin care noi
Trebuia să schimbăm un comportament social negativ, frica de a te controla, frica de a merge la medic într-un comportament social pozitiv, în hotărârea de a te înscrie într-un program de screening. Pasul următor a fost ideea noastră execuțională. Unde comunicăm? Și campania noastră a beneficiat de absolut tot ce înseamnă canal media. Noi am făcut parteneriate cu companii de outdoor, am avut afișe prin tot orașul, am avut afișe destinate traficului pietonal, am avut afișe destinate traficului auto, în marile intersecții din oraș. Am încercat și cred eu că am reușit să acoperim absolut tot ce înseamnă cartier Ieșean. Am avut clipuri pe panourile video din oraș, clipuri care au rulat atât pe panourile video, cât și în marile centre comerciale. Au fost știri la radio, la televiziune, au fost emisiuni de radio și televiziune în care medicii de la IRO au fost invitați și au putut să povestească mult mai pe larg despre programele de screening. Și ajungem acum la rezultate. Rezultatele pot fi mai ușor sau mai greu măsurabile. Dacă vorbim de rezultate măsurabile, cu 3 luni înainte de începerea campaniei, la IRO se înscriau în programele de screening circa 40-50 de oameni săptămânal. Deci să spunem că în 3 luni ar fi venit 500 de oameni. La 3 luni după declanșarea campaniei, cifra a crescut foarte mult și am ajuns la 2800 de oameni înscriși în programele de screening de la Institutul Regional de Oncologie. E vorba de 2800 de oameni care și-au schimbat un comportament social negativ și într-un comportament social pozitiv și au luat hotărârea de a se înscrie în niște programe de screening. Și mai avem un rezultat dulce-amar, aș spune. După 3 luni, 661 de pacienți au apucat deja să fie testați. Restul sunt programați până în lunile august-septembrie. Din păcate, dintre aceștia, și aici e vorba de rezultatul amar, s-au descoperit 5 cazuri de cancer. 3 neoplazi de colon și 2 cazuri de cancer de sân. Mai sunt și 20 de suspiciuni de cancer de prostată și col uterin și să sperăm că ele nu se vor confirma. Acelora dintre dumneavoastră care cred că e o cifră mică, 5 cazuri de cancer, vă spun că noi suntem 500 în sala asta și 4 dintre noi ar putea să aibă cancer fără ca să aibă niciun simptom, fără să știe. Și mai sunt și rezultate mai puțin măsurabile. De exemplu, în prima zi de campanie, în jurul prânzului, m-a sunat doamna manager de la IRO și mi-a spus: domnul Talpă, n-am crezut lucrul ăsta, dar să știți că eu azi dimineață n-am avut pe unde să intru în spital. La 2 săptămâni m-a sunat din nou și mi-a spus: să știți că m-a sunat și ministrul sănătății. A văzut campania, i-a plăcut și a spus că nici dacă o făceam noi nu e așa de bine. Și mai sunt și rezultate care... Mai sunt și alte rezultate de altfel. Cel mai important, o să vi-l spun acum, e vorba de faptul că ministrul sănătății, la 2 luni de la declanșarea campaniei, a anunțat înființarea unui program național de screening pentru cele 4 tipuri de cancer. Ministrul Sănătății a preluat un exemplu de bună practică din Iași, o colaborare dintr-o companie locală și un spital local, și a făcut un program național de screening sponsorizat de stat, susținut de stat și în spitalele din întreaga țară. Este rezultatul cel mai important, cred, al campaniei noastre și rezultatul pe care nu l-am așteptat. La prima conferință de presă, la conferința de presă de la lansarea campaniei Punem Iașul în Valoare, Institutul Regional de Oncologie din Iași, după ce am povestit despre planurile noastre, despre ce avea să facem, după ce am vorbit inclusiv despre buget, despre bugetul alocat campaniei, o doamnă reporter m-a întrebat destul de direct, destul de brutal: bine, și dumneavoastră ce vă iese? Acum, la 3 luni de la declanșarea campaniei, aș putea să spun cel puțin 3 lucruri. În primul rând, e vorba de un minim gest de recunoștință față de un medic care m-a operat de-a lungul vieții de foarte multe ori, dintotdeauna. Și căruia vreau să-i mulțumesc. Mulțumesc, domnule doctor. În al doilea rând, este și un mic gest de răzbunare. Este vorba de un gest de răzbunare față de situație care s-a întâmplat acum 14 ani, cred. Atunci când un medic orelist care a descoperit cancerul în fază terminală al tatălui meu, la întrebarea mea absolut firească: bine, și
cât mai are de trăit? Mi-a răspuns și o să încerc să redau cât mai fidel atât cuvintele, cât mai ales tonul. Oho, destul, 6 luni. Și în sfârșit, e vorba de un gând, un gând cu care adorm destul de frumos noaptea, gândul că o fărâmă din ce am făcut eu, împreună cu o echipă, a dus poate la schimbarea, la salvarea unei vieți. E gândul că astăzi, la IRO, un medic îi va spune unui fiu: stimate domn, stați liniștit, l-am descoperit la timp. Tatăl dumneavoastră se va vindeca, în 6 luni nici nu o să știți că a avut cancer. Peste doar câteva luni am programat o nouă operație la Institutul Regional de Oncologie și, cu riscul de a supăra câțiva oameni foarte dragi mie, aș fi în stare să iau în greutate vreo 10 kg doar pentru un singur mililitru în plus de propofol 1%. Mulțumesc!